Adrian, fiul lui Alin Oprea de la Talisman, a făcut pasul cel mare alături de aleasa inimii. Cei doi s-au căsătorit, iar petrecerea va avea loc în acest weekend. Deși este un moment important din viața lui, tânărul a decis să nu îl invite pe celebrul său tată la eveniment. Băiatului său nu i-a trecut supărarea după ce Alin l-a dat în judecată pe el și pe sora lui. CanCan.ro a aflat că artistul și-ar dori din tot sufletul să ajungă la nuntă. De aceea încearcă din răsputeri să se împace cu fiul său. Avem detaliile în exclusivitate. Alin Oprea de la Talisman și Larisa au divorțat în 2021, după o căsnicie de numai puțin de 23 de ani. Dar înainte de despărțirea și în acte, cei doi au dus multe bătălii, care au ținut primele pagini ale ziarelor. Afectați de toate scandalurile au fost copiii celor doi, care într-un final au trecut de partea mamei. Într-o intervenție la Extra Night Show, Adrian și sora lui au transmis tatălui lor mesaje destul de dure. Nu știu de ce minți în continuare că nu-ți dăm voie în casă, când tot ți-am zis de 100 de ori că poți să vii acasă. Ai cerut cheia până acum? Nu. De ce minți că te păcălesc că nu sunt acasă, când am orice dovezi ai nevoie să-ți arăt că eram la câmpul lung? Nu te-ai săturat de minciuni? Poți să vii absolut oricând ai chef, dar ai venit de 2 ori cu poliția, i-a transmis Adrian. Și fiica lui, Melissa, a avut o intervenție acidă. Să-ți fie rușine, Alin Oprea. Tot ce trebuia să faci era să vii acasă, să vorbești cu copiii tăi. Dar tu ai ales să mergi la televizor și să suni la poliție pentru o femeie bătrână. Revenind la evenimentul care va avea loc în acest weekend, Adrian a decis ca numele celebrului său tată să nu se afle pe lista invitațiilor. Tânărul nu a putut trece peste faptul că Alin Oprea i-a dat în judecată. Sursele CanCan.ro ne-au dezvăluit că artistul încearcă să se împace cu Adrian și că și-ar dori mult să participe la petrecere. Este disperat să se împace cu Adrian și cu Melissa. Vrea să vină la nuntă, regretă că i-a dat în judecată, dar fiul lui nici nu vrea să audă. Nu l-a invitat, a spus sursa. Adrian Oprea, care lucrează ca IT-ist în Germania, a revenit în București, unde va avea loc nunta. De asemenea, mama lui, Larisa, a ajuns în capitala României din Londra, unde este stabilită pentru a fi alături de fiul ei. Desigur, nu va lipsi Melissa Sarah, sora lui Adrian. Nu comentez.